Yep. One set. Merem cu a ta sau merem cu a mea? Hei! Vin cu casa după mine. No, bine, hai să le luăm, să le ducem, să le culeăm. Șoferul concentrat la drumul care merge în stânga. Ce? La drumul care merge în stânga. De ce nu trage? Că ai oprit rezervorul. Oare? Da. Unde o luăm? O oră și 17 minute, pe aici. Start. Bon appetit, mon ami. Hai să vadă și lumea ce fac. Ok. Asta arată mai bine. Român. Mai ai pornit-o? Dar bineînțeles că am pornit-o. Dar normal. De ce? Berea e esențială, tu nu ești esențial. Tu se știe că erai în filmuleț, în spatele aparatului. Uite că vin! Da, cerneu carpatin. Cerbu carpatin. Ce culeu. Asta e ștretul, nu, n-am luat. Ziua lui unul din gașcă si. Și-a comandat o pizza family. Pizza family o lungă și atâta. După ce a terminat-o, l-a întrebat dacă mai poate să-și ia una. El și încă unul care amândoi sunt așa. Muncătos. Făcut concurs, a ajutat 36 de salmale. Cât? 36 de salmale. Lasă-le. Față când pozele nu fac nimic. Pozele-s poze, dar filmul e o chestie care mișcă. Așa e. Nu? Nu. Te auzi, te vezi. Pune detaliile de față, le montează, pune muzică de fundal și face un videoclip frumos. No. Pe YouTube. Păi da. Dar pune pe YouTube. Nu, nu. Să o aduce și aici și da, așa, mai bine, așa, așa, da. Bine. Da, l-am scris, să facem poze și film. Gelul, lasă-l așa, ia-ți carne. Mâncă. Iau, iau, după ce încă-ți carne. Da și papă, bă. Na, lapte. Mai vrea cineva cu trei? La băieți. Fără. 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 18 pe plus. Atât. E pentru 18 pe plus. Nu mă vin. Vin. Și veniți de aici din Ardeal. Și că s-a pus acolo și zice, atâta am pe o angură după o bere, dar nimic. Strop, niciun strop de bere la nuntă. Țuică, nu, bă, nu știu, dar nu, la ei, în general, la tot ce au vin, se numește Zyber. Dar este Zyberul ăla care îl fac ei, ăla e fantastic. Dar e tare. E tare, mai tare ca vinul clasic. Păi să-ți dau să gust, să vezi. Și are una nedeschidă, 1964. E vitea de colecție, eticheta aia așa, scutie de aia veche, cum e. E cerată sau nu? Cam așa. E cerat? Da. Dopul, da. Dar ăla cred că l-o săpucat undeva, l-o găurit, nu știu cum ce-o pățit. Și una oare, deci nu, sunt așa plin de praf, știi cum stau alea așa, e...
centrale și barajului, apa s-a ridicat cu 20 de metri și drumul a rămas sub apă. În schimb, placa memorială a fost ridicată și este originală din anul 105. Acum, între cele două dealuri aici, intrăm în cazanele mici. Distanța dintre malul Sârbesc și malul Românesc, între 750-800 de metri aici. Din cazanele mici, mergem direct la statuia. Puțin atenție, vă rog frumos, aici. Statuia are 55 de metri în înălțime, se trebuie de pe înălțime. Cu pozele nu vă gătiți, când întoarcem puteți face poze direct pe statuia. S-a lucrat la statuie timp de 10 ani, din 1994 până în 2004. Au lucrat 12 sculptori alpiniști, adătați pe cortelină și pe scândură, condus de profesorul Potașca. Toată lucrarea a fost sponsorizată de omul de afaceri Constantin Iosif Dragan de la Lugoș, care a plătit peste $1.000.000 pentru această lucrare. În zona nasului, stânca brută era 7 metri cât în afară. Și ca să nu cioplească bucata cu bucata de rezine trebuia mai mult timp, au folosit materiale explozive. S-a dislocat mai multă stâncă decât trebuia și atunci au intervenit cu fel, beton și ciment să le facă partea superioară a nasului și mustața. De asta e altă nuanță, vedeți? Da. Așa, aici intră râul Mraconia. Râul Mraconia zborâșă din muntele Ciucarul Mare. Traducere din limba latină în limba română, Decebalus Rex, Decebal Rege, Dragan fecit, Dragan a făcut. Mănăstirea Mraconia. Mănăstirea Mraconia, vă rog să rețineți, este reconstruită în anul 1990. Uitați aici, aici unui geam, o termopan, dacă vă uitați cu atenție, se vede altarul din mănăstire. Urmează mănăstirea, care și mănăstirea are altar, iar dincolo chiliile unde stau măicuțele, acolo cu semirotul. Deci este o mănăstire de măicuțe. Este reconstruită din piatră până la nivelul străzii, iar în continuare din cărămită. Ce v-aș ruga să rețineți aici? Aici, zona aceasta nu este niciodată inundabilă. De la baraj se reglează tot debitul de apă. Se folosește maxim debit de apă la cutine. Nu vă temeți. Iar surplusul îi dau drumul peste baraj. Aici intrăm în cazanele mari. Distanța dintre marul Sârbesc și marul Românesc, între 300-350 de metri. Aici e cel mai gust pe toată Dunărea. De ce am oprit aici? Să vedeți cum bolborosește apa, ia uitați. Trebuie să vă ridicați în picioare, uitați să vedeți cum facem. Ce se întâmplă? Pe fund, o apă sunt stânci. Apa prin curgere lovește în stâncă, se rostogolește, iar suprafață bolborosește pe care sunt acrofetit. Ia uitați cum face, vedeți? Ia uitați cum face. Așa. Adâncimea apei aici până la 100 de metri. Serios? Aici nu trebuie să vă temeți. Nu avem mai mult de 100 de metri. M-am liniștit. Aici avem peștera Ponicova. Peștera Ponicova are 1650 de metri lungime. Practic străpunge dealul ăsta. De aici, de pe apă, se poate ajunge dincolo în Tubova. De fiind tasată, nu fiind marcată, nu se poate vizita de picior. Ia uite aici. Iată care vin să plimbă. Bagă! Ăsta e mecanic, vreau să te salut. Ăsta e mecanic, vreau să te salut. Nu puteau trece două vapoare, unul pe lângă altul.
Asta mi-o. Asta mi-o în mașină. Dacă nu știi când să stai. Adă două. Că poate mă înghesuie curiozitatea după aia. Despre ce dracu vorbește toată lumea asta? Că mie mi-e somn de la. Gute vă nacht, my friends. Bye, bye. Am uitat, nu te vede ca lumea. Fixează ruta. Ai autorizat 941 de lei. Da, i-am autorizat. Ce mișca prea repede cu camera? Lasă că nu m-am mișcat prea repede. Thank you.